Dacă ești născut sau născută sub semnul Scorpionului, între 23 octombrie și 21 noiembrie, semnul tău zodiacal va guverna organele genitale, vezica urinară și glanda prostată în cazul bărbaților. Dacă ești Scorpion sau ai planete majore în Scorpion, ești predestinat să ai o viață lungă, pentru că structura ta plutoniană te ajută să înduri aproape toate greutățile ce ți sunt scoase în cale. Sensibilitatea Scorpionului, pe care doar puțini o înțeleg, iar uneori nici chiar el însuși, fac să apară probleme în zona gâtului din cauza incapacității de a-și exprima emoțiile în mod corect. Stresul acumulat în experiențele prin care ai trecut și cicatricile emoționale profunde îți afectează cel mai adesea sistemul reproducător, dar și puterea ta supremă, libidoul. Forța de a învinge greutățile vieții pe care o ai din plin ar trebui direcționată într-un mod mai productiv și nu reprimată, pentru că altfel se transformă într-o forță autodestructivă. Natura ta competitivă ai putea să ți-o canalizezi în fericirea de a face mișcare fizică, îmbunătățindu-ți astfel și sistemul circulator, pentru că vei avea nevoie. Dacă vrei să afli afecțiunile la care predispun și celelalte zodii, citește articolul postat pe site-ul privireînviitor.ro sau urmărește materialele pe care le voi posta pe acest canal. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te, distribuie acest material pe pagina ta și nu uita să-mi lași un comentariu. Mulțumesc pentru vizionare!